Având în vedere ultimele evoluții pe cazul domnului președinte Vlad Filat, am considerat necesar să ieșim în fața presei cu următoarele precizări. Mai întâi de toate, vreau să vă comunic că azi dimineață noi am depus către, mai bine zis, am expediat către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului plângerea domnului președinte Vlad Filat, prin care condamnăm Republica Moldova asupra drepturilor care au fost violate în mod constant, și aici mă refer în mod special la articolul 3 din Convenție referitor la interzicerea torturii, mă refer la articolul 5, încălcarea dreptului la libertate și siguranță, mă refer la articolul 6, dreptul la un proces echitabil și neapărat și articolul 8, care spune dreptul la viață privată și familie. Această plângere a fost rezultatul acțiunilor abuzive și arbitrare atât din partea procuraturii, cât și din partea administrației penitenciarului numărul 13. Și aici am să mă refer la motivele care au stat la baza deciziei domnului președinte Vlad Filat de a intra în greva foamei. Mai întâi de toate, încălcările drepturilor domnului Vlad Filat au început chiar din prima zi în Parlamentul Republicii Moldova, când Procurorul General a dat publicității mai multe detalii din dosar într-o ședință publică, ceea ce contravine principiului prezumției nevinovăției. Mai mult ca atât, s-a votat scoaterea imunității domnului Vlad Filat într-o ședință publică, fără a se respecta cerințele regulamentului Parlamentului, care zice că votul trebuie să fie secret. În opinia apărării, aceste acțiuni au avut un caracter dirijat, rău intenționate, cu scopul de a crea o percepție în fața opiniei publice că domnul Vlad Filat deja este vinovat de faptele care îi sunt incriminate, și se inducea ideea către cetățenii Republicii Moldova că el ar fi săvârșit vreo infracțiune. Ori asta nu este demonstrat. Pe de altă parte, o altă încălcare este acea solicitare a procurorului față de deputați de a înconvința trimiterea în judecată a domnului Filat. Ori asta este prematur, nu poți să trimiți în judecată un cetățean, un deputat al Republicii Moldova, mai devreme ca vinovăția acestuia să fie demonstrată. Ce privește condițiile de detenție, vreau să reiterez și să punctez față de opinia publică, pentru a nu face speculații pe acest subiect, când ne-am referit la încălcarea condițiilor de detenție, am avut în vedere în mod special din prima zi când domnul Filat a fost transferat din izolatorul CNA în penitenciarul 13, fără ca avocații să fie înștiințați despre acest lucru, fără ca să fie motive temeinice pentru acest transfer, considerăm că aceste acțiuni sunt inadmisibile într-un stat de drept, după care a urmat transferul într-o celulă în condiții de igienă joasă, după care domnul Filat a fost peste câteva zile transferat într-o altă celulă fără careva temeiuri, ca ulterior dumnealui să fie plasat într-un regim de carcer, am spune noi, la subsolul penitenciarului, fără condiții minime de detenție.
Numai spun și faptul că în acel subsol sunt deținuți și persoane cu diferite infracțiuni incriminate de omucideri și acte de violență, ori asta este incompatibil cu demnitatea unui deputat. Și în final, referindu-mă la condiții de detenție, vreau să vă comunic că domnul Vlad Filat a fost în continuu supus anumitor presiuni, atât din partea deținuților, cât și din partea administrației penitenciarului. Mă refer aici anume la acele acțiuni de transfer continuu dintr-o celulă în alta, fără careva motive temeinice. Vreau să vă mai comunic următoarele. Eu astăzi am avut o discuție cu domnul Filat și am insistat ca dumnealui să înceteze greva foamei. La fel, soția acestuia și rudele lui, inclusiv medicii, insistă ca dumnealui să înceteze greva foamei. Cu toate acestea, dumnealui nu încetează. El este pregătit de o luptă de lungă durată. Vă rog să nu mă întrebați despre stare de sănătate, pentru că dumnealui m-a rugat să nu comentez acest fapt. Este unul mult prea intim și ține doar de persoana lui fizică. Într-un final, vreau să vă adresez următorul mesaj, care vine direct de la domnul Filat. Dumnealui m-a rugat să vă transmit următorul mesaj, citez. Stimată clasă politică, dragi cetățeni ai Republicii Moldova, credeți-mă că dacă nu scoatem această țară din captivitate, Moldova nu va merge înainte.